Simone Tempestini a câștigat raliul Iașului. Piloții au oferit spectacol total pentru fanii adunați la marginea traseelor. Raliul Iașului a numărat 65 de echipaje care au concurat pentru marele trofeu. Simone Tempestini, campionul antitră, a mai făcut un pas spre câștigarea campionatului. Cea de-a 39-a ediție a raliului Iașului s-a încheiat cu Simone Tempestini la conducerea clasamentului, înainte de penultima etapă de la Cluj. Mii de oameni au fost prezenți la acest eveniment, unde 65 de echipaje s-au întrecut pentru supremația pe șosele. Am muncit 3 zile aici la Iași, am participat la o cursă frumoasă cu mulți spectatori și în mașina suntem 2, e un sport foarte complex cel pe care îl facem. Anul acesta au fost prezente și 5 echipe internaționale din Turcia, Slovacia, Bulgaria, Franța și Italia. Cu siguranță, cea mai spectaculoasă întrecere a fost cea din zona Râpa Galbenă și pe Bulevardul Independenței, unde spectatorii s-au adunat în număr foarte mare. S-a încheiat cu bine o nouă ediție a raliului Iașului 2023, ediția 39-a. Echipajele mulțumite, noi organizatorii mulțumiți pentru că am putut oferi ieșenilor un cadou, așa, înainte de începerea anului școlar, și peste 20.000 de oameni au fost fericiți pe Râpa Galbenă și pe Independenței la super specială, alte mii de oameni pe probele de concurs, ceea ce i-a impresionat și pe oaspeții noștri, mă refer aici la echipaje, piloți, copiloți, oficiali ai federației. Ne așteaptă ediția cu numărul 40 și cine știe, poate o surpriză, etapa de la Iași candidată într-o competiție internațională. Evenimentul a adus împreună pasionați de mașini de toate vârstele, transformând competiția într-o adevărată sărbătoare a vitezei și a pasiunii pentru motorsport.